Mai mulți angajați ai Direcției pentru Protecția Copilului Giurgiu s-au adresat postului nostru de televiziune nemulțumiți de faptul că nu și-au primit drepturile salariale câștigate în instanță. Mai precis, în anul 2010, Sindicatul Protecția Copilului Giurgiu a câștigat în instanță plata drepturilor salariale, însemnând sporuri pentru condiții deosebite de muncă sistate în perioada aprilie 2009-august 2009. Potrivit unei ordonanțe de urgență din 2009, banii pentru cei 528 de salariați giurgiuveni urmau să fie livrați eșalonat. Iar în noiembrie 2011, Consiliul Județean Giurgiu informa Sindicatul Protecția Copilului că sumele prevăzute în titlurile executorii vor fi plătite în anii 2012, 2013 și 2014. Acum suntem în aprilie 2015, iar salariații nu au primit decât o mică parte din bani. Prima tranșă, reprezentând 25%, a fost achitată în luna decembrie 2014. În anul 2015 urmează să fie plătit 40%, reprezentând diferența de 15% din anii precedenți și 25% reprezentând tranșa din anul 2015. Legea prevede ca aceste plăți să se facă în cursul anului bugetar, putând fi desfăcute în orice lună, nu neapărat la data de 5 martie 2015, data limită fiind 31 decembrie 2015. Banii pentru plata sumelor câștigate în instanță de către salariații de la Protecția Copilului provin de la Consiliul Județean Giurgiu, principalul ordonator de credite, iar plățile se fac în funcție de disponibilități și cu aprobarea Consiliului Județean. Precizăm faptul că în bugetul instituției există prevedere bugetară pentru plata acestor drepturi în cursul anului 2015, deci aceste drepturi vor fi plătite în cursul acestui an bugetar. Prin urmare, deși sunt prevăzuți bani pentru plata drepturilor câștigate în instanță, rămâne de văzut când va binevoi Consiliul Județean să efectueze plățile. Ultima tranșă de 35% din banii pe care urmează să îi primească cei 528 de salariați va fi plătită în anul bugetar 2016.